Piețele vor fi redeschise la finalul acestei săptămâni, a anunțat astăzi președintele Klaus Iohannis. El a precizat că decizia a fost luată după discuții cu specialiștii. Am putut să constatăm că în ultimele săptămâni numărul de persoane nou infectate în fiecare zi a scăzut semnificativ. Da, este adevărat că în perioada sărbătorilor poate s-a testat un pic mai puțin. Totuși, scăderea este clară. Și dați-mi voie să vă spun, fiindcă și aici sunt tot felul de interpreți politici, această scădere se poate constata cam peste tot în Europa. Deci nu numai noi am luat măsurile juste, corecte, ci și alții, și această scădere nu este o întâmplare, nu este o șurubare la date, ci este o realitate în Europa și, din fericire, facem parte din țările unde se constată o reducere. Klaus Iohannis a făcut acest anunț la Bacău, unde a participat la inaugurarea centurii ocolitoare a orașului în lungime de 16 km, fiind primul tronson de autostradă din Moldova. Tronsonul de 16 km din cei 31 de km cât măsoară centura Bacăului a fost finalizat înainte de termen. Potrivit contractului de execuție, lucrarea trebuia finalizată până în luna ianuarie 2022.